Nouă ne place să descoperim oameni din întreaga țară. De această dată am ajuns în comuna Boșcana, unde am fost primiți cu muzică bună. Frumoasele mele, hai veniți afară, veniți la mâncare, mama, să vă dea mâncărică. Pui. La țară lucrurile nu se termină niciodată. Pe lângă tot lucrul pe care îl avem, ne croim și timp pentru a face repetiții cu ansamblu folcloric Sălcioara. Doamna Svetlana și-a dedicat toată viața elevilor din satul Boșcana, iar acum face parte din ansamblul folcloric Sălcioara. Aproape 20 de ani, Casa de Cultură din sat adună la un loc profesoare, asistente medicale, bibliotecare, toate îndrăgostite de muzica folclorică. Cred că asta a fost soarta mea și pur și simplu folclorul e viața mea. Aici la Casa de Cultură am venit din anul 1972, ca director al Casei de Cultură. Consider o datorie să promovez folclorul nostru, ca să fim și un exemplu pentru elevii noștri. Nu pierd nicio ocazie de a se manifesta oriunde sunt invitate, și asta pentru că lumea le consideră adevărate vedete. Am cântat și la horuri, pe unii am învățat la tehnicum. Și așa am intrat și în colectivul Sălcioara. Și vă spun că chiar îmi place și chiar și așa de acasă a mei mă susțin. Dar du-te, mamei, du-te unde trebuie, du-te cu dâsle. Activăm într-un colectiv foarte frumos, chiar pe unii plecăm. Toți nu știu ce îmi spun că suntem niște fete foarte frumoase, aranjate, cu... se vede departe. Desigur, doamna Valentina m-a invitat, ne-a unit, ne-a adunat. Pentru noi este ca o mamă, un exemplu și toate fetele împreună, noi una de la alta, ne învățăm. O mândrie foarte mare că ducem cultura mai departe, o păstrăm și o promovăm pentru tineretul din ziua de azi.